Suntem în comuna Șepreuș, județul Arad. Alături de mine sunt patru surori orfane de ambii părinți, pe care ați putut cunoaște pe site-ul nostru în urmă cu 2 ani de zile și de atunci an de an, care au primit din partea noastră de-a lungul timpului diferite ajutoare. În urmă cu 2 ani de zile au rămas orfane de ambii părinți, care le-au murit din păcate, și ele au fost adoptate de o familie din această comună. Această familie le-a oferit o locuință care a fost amenajată cu ajutorul dumneavoastră, prin asociația noastră, și în momentul de față aceste surori au tot ceea ce au nevoie pentru a avea un trai decent și pentru a se putea bucura de viață și să fie împreună. Din păcate, această familie care le-a adoptat nu au resurse financiare suficiente pentru a le oferi toate condițiile necesare, și aici mă refer în mod special la lemne. Suntem în prag de sărbători și aceste patru surori au nevoie de ajutorul nostru pentru a le putea cumpăra lemne de foc. Aici, în comună, o mașină bună de lemne va costa undeva la 1300-1400 de lei. Familia, cum vă spuneam, care are grijă de aceste patru surori, nu își poate permite lucrul acesta, cel puțin nu deocamdată. De aceea, pentru că suntem în prag de sărbători, cei care aveți o inimă deschisă, cei care doriți să ajutați, aceste patru surori au nevoie de ajutorul nostru pentru lemne de foc. Cei care locuiți în apropiere și puteți să cumpărați o mașină de lemne, puteți veni personal aici să le aduceți. Cei care nu locuiți în apropiere și ați dori să donați fonduri pentru ca să cumpărăm aceste lemne de foc, puteți să ne contactați pe adresa pe care o veți vedea pe ecran în câteva secunde. Acum de sărbători vrem ca Alina, Elena, Andreea și Georgiana să poată să aibă căldură în casa lor. Ele locuiesc în casa din spatele meu. Sunt împreună, slavă Domnului, și tot ceea ce au nevoie le-a fost asigurat până în acest moment. Vă mulțumim că ați fost alături de ele și vă mulțumim în avans că veți fi din nou alături de ele și le veți ajuta să poată avea lemnele de foc. După ce vom strânge fondurile ca să cumpărăm lemnele de foc sau poate veți veni aici să aduceți direct lemnele de foc, toată acțiunea va fi filmată, astfel încât dumneavoastră să puteți vedea tot ceea ce s-a făcut ca ajutor pentru aceste fetițe. Vă mulțumim